Managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, a fost invitat la discuții de președintele Consiliului Județean Cara Severin, Romeo Dunca, pentru a-i se oferi postul de manager al celui mai mare spital din județ. Ideea lui Dunca vine după ce s-a arătat nemulțumit de activitatea actualului manager, Alina Stancovici. Dacă în urmă cu ceva timp avea un om pregătit pentru a prelua și fie a spitalului, de data aceasta, Romeo Dunca susține că nu are variantă pentru postul de manager după ce semnează concedierea Alinei Stancovici. Cred că există și alții mai potriviți pentru a conduce acest spital. În comparație cu Stancovici, e nevoie de o persoană curajoasă, competentă și care să suporte travaliul ce va fi declanșat de o dorință reală de a schimba în bine soarta spitalului. Poate chiar una pusă pe ceartă cu toată lumea. Nu am nicio problemă cu persoanele certărețe, dar competente, atâta timp cât cearta lor diluează orgolii, oprește scurgerea banului public și construiește binele pentru pacienții. Cărășan. Aștept recomandări în scris pe adresa mea la Secretariatul Consiliului Județean să fie o persoană și cu ceva rezultate prin trecut și în domeniu, așa cum este domnul Cican, de exemplu, da, Adrian Cican, cel care de cele mai multe ori m-a certat și pe mine, de ce nu, îl voi suna personal, poate dorește să facă istorie cu redresarea acestui spital, a dezvăluit președintele Dunca. Adrian Cican a confirmat că a fost contactat de către Romeo Dunca și că este dispus să ajute la redresarea celei mai mari unități spitalicești din județ și l-a asigurat de tot sprijinul. Totodată, acesta susține că are și o parte subiectivă, deoarece a locuit 10 ani la Reșița. Știți cum este, orice manager își dorește să urce pe o treaptă profesională mai sus și sigur că să fii manager unui spital județean de urgență cu 900 de paturi e în regulă. Dar nu sunt nici pe post de a înlocui pe cineva, adică înlocuitorul cuiva, dacă deși vor fi interesați, din ce am văzut în ultimile zile, sunt foarte interesat să le acord sprijin, am spus că le voi acorda sprijin fără nicio problemă cu titlu gratuit și mă voi duce acolo chiar și o dată pe săptămână, mă duc de câte ori este nevoie să-i ajut, pentru că am și o parte, să spunem așa, subiectivă de a ajuta Spitalul Județean de Urgență din Reșița, pentru că a stat 10 ani la Reșița, cunosc foarte multă lume acolo, cunosc foarte mulți medici care sunt la acel spital și sigur că vreau, adică îmi doresc acest lucru, dar nu în condițiile de a pleca de la Spitalul Municipal din Orșova până nu termin proiectele, până nu termin ce am de făcut aici. Dacă se va iniția un concurs, dacă se va iniția și deși doresc acest lucru, sigur, mă voi gândi foarte bine dacă voi face acest pas. Adrian Cican s-a gândit la un consorțiu medical, la un contract între spitale, tot pentru a veni în sprijin. V-ați gândit și la un consorțiu medical? Așa este. Mai mult decât atât, n-am abandonat ideea. Singurul lucru că am întârziat-o un pic de a constitui și consorțiu medical Baia de Aramă și cu Spitalul CFR din Drobeta, Turnul Severin. Mai mult decât atât, într-adevăr, este o formă, din păcate, care n-ar fi trebuit să aibă loc, dar este o formă în care tu poți să ajuți un spital sau să te ajuți reciproc, pentru că dacă te duce, să spunem, cu un contract de colaborare, încalci legea incompatibilităților și conflictelor de interese, pentru că managerii de spitale, din păcate, nu au voie sub nicio formă să presteze nicio muncă, nici măcar neretribuită în altă parte. Și atunci, sigur că este o formă de întrajutorare, dar nu numai pentru lucrul ăsta că ai încălcat legea, ci până la urmă un consorțiu medical înseamnă un ajutor reciproc și un acces la fonduri europene, la proiecte europene mult mai facil și multe alte condiții care pot deveni sprijinul serviciilor medicale de sănătate. Adrian Cican a făcut treabă bună la spitalul din Caransebeș și excelentă la spitalul din Orșova, care concurează oricând cu spitalele private.